Salutare, dragi prieteni ai grădinii exotice! Astăzi vom încerca să facem o fertilizare la pomi și pentru că a început să iasă buruienile, vom pune folie de protecție împotriva buruienilor. Are 10 metri lungime și 1 metru lățime. Voi pune două pentru moment, unde am pomi aici. Acesta este un smochin care era destul de gros, dar în iarnă, fără să vreau, am pus ceva pe el și s-a crăpat. L-am tăiat, o să-i dau aici cu niște cicatrizant de pomi. Are unul din rădăcină și unul din această tulpină care e destul de groasă. Eu zic că o să supraviețuiască. Și aici am un moșmonul, care după cum se vede s-a făcut destul de gros. O să vreau să-i dau cu să-l vopsesc cu var. Am cumpărat niște var tradițional nestins și o să vreau să îi dau cu un pic de var și să-i aplic o fertilizare. Înainte să ne apucăm să-i aplicăm fertilizantul, o să săpăm un pic pământul împrejurul lui. Eu am pus niște mulci din cipsuri de lemn și paie deasupra. Acest mulci formează o biodiversificare a microorganismelor, care ajută la formarea microsporilor, a ciupercilor folositoare pomilor. Dacă aveți așa ceva în grădină, este perfect. Este alb acesta, care transmite apa de la un pom la altul și din împrejurimea rădăcinilor aduce apă și se folosește de rădăcinile pomilor la rândul lor pentru a supraviețui. Fertilizant, voi folosi un fertilizant organic, fără chimicale. Este îngrășământ de vacă peletat, adică sunt grăunțe din ala mici compactate. Este total bio, organic și voi pune o cantitate mică la fiecare pom. Nu voi abuza de acest îngrășământ, chiar dacă este natural și bio. El se folosește și la legume, la flori, fructe, cartofi, la orice. Este un îngrășământ pentru mai multe, universal. În regulă, prietene, vom apuca imediat de treabă și vom reveni. Toate cele bune vă doresc!